Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pe ultima sută de metri, ca să spun așa, și păi era să spun pe fondul pregătirilor pentru plecare. Pregătirea mine înseamnă să verific camera video, laptopurile, cablurile, să țin minte să nu cumva să uit vreun cablu, dar nu asta are importanță. Așa cum am prevăzut, deja televiziunile de partid și de stat au început campania de compromitere a cadrelor didactice, care cadre didactice n-au dat ascultare, cum să spun, rățoielii, n-au luat în seamă critica aspru făcută de tovarășul Claus Werner Iohannis, care a fost, s-a rățuit la profesori spunând, dar ce, cum vă permiteți? Lăsând să înțeleagă cum își permit aceste musculițe să nu îndeplinească ceea ce a zis el, vulturul. Văzut așa. Daniel Funeriu a scris un pamflet destul de bun, fost ministru al învățământului, în care spunea că, apropo de aceste rățoieli ale lui Claus Iohannis, Claus Iohannis e în Liga Mare, în extern, spunea, apropo de cum a semnat el acordul cu Zelenski, și numai în econ de România, și că în România e un dezastru. Mă, telespectator, Claus Iohannis nu este nici într-o ligă mare. În Liga Mare au reușit să pătrundă Zelenski. Toată acea, cum să spun, sindrofie de la Bulboaca, Bulboaca, ce sunt Bulboaca, ați văzut vreo baltă? Bulboaca. Deci când pui un bulb, făceam Bulboaca. Sau un sat mitic, pentru că acolo a venit Macron și alții, dar ați văzut, a descins, cum să spun, John Wayne, Zelenski. El întotdeauna îmi spune că nu vine și apoi vine așa, păi că e complicate, ca să nu-l omoare rușii și Maia Sandu, care a pregătit pentru el bucate moldovenești și a asfaltat, și asta a fost, a venit Zelenski, a venit eroul visurilor Republicii Moldova, săraca Republica Moldova, visează la Zelenski. Și în timpul ăsta jumătate din moldoveni muncesc la Moscova și jumătate la Roma. Am în ambele situații. Deci eu când am fost la Moscova, am constatat că ceea ce sunt moldovenii noștri la Roma, sunt moldovenii noștri la Moscova. Caserițe, ceea ce nu fac rusu aici. Mă rog. Și nu e liga lor. El este pe acolo, un ținător de frâu. Dar și face ceea ce îi se spune. Deci nu e adevărat că e în Liga Mare. El este, sigur, tolerat, sprijinit de înalta poartă, de vizir cu vânare, pentru că, cum zicea vizirul, beiul, gheaurul, beiul din Moldova. E un fel de bei pentru Statele Unite ale Americii. Așa era. Înalta poartă spunea ăsta, de domnitorul din Moldova, din Țamuntenea Bei, adică erau guvernatorii lor care administrau un anumit teritoriu de unde îi luau prin tribut. Deci expresia acelei rățuieli nu este nici, cum să zic, încercarea de a-i convinge profesorul, nu este nici măcar, cum să zic, ranchiună. Este uire. Pe mine, Claus Iohannis, ăla care a dus-o pe Metsola, care a venit cu avion de linie până la București. Și am zis,
Aveau avionul meu particular. Plătesc că proștește, chiar are avion particular. Acum se duce în Germania, a luat până acum 5 premii. Și acum alea și pe al șaselea. Klaus Mann este un tip care a luat din Germania premiul de la, cum să zic, premiul Falezei Dunării, nu Dunării, Rinului, premiul Podețului peste nu știu ce și premiul peronului 2 din gara, nu știu, Düsseldorf. Toți îi dau premii. Acum, bine, ăștia nemții au tinichele că au fost și ei la rândul lor o națiune industrială, acum e mai puțin. Au făcut la tinichele, mă, ăștia acolo. Bun. Problema este că urmare a acelei ofense resimțite de Klaus Iohannis s-a pus în mișcare mașinăria de tocare a profesorilor. În primul rând, televiziunile de partid și de stat controlate de sistem. Care au început. Profesorii care câștigă nu știu ce și doamna Iohannis, care este o profesoară extraordinară, dar nici ea nu câștigă bine și cu toate astea, uite, ea, săraca, stă alături de soțul ei și însă instrumentul principal al manipulărilor reprezintă invocarea ordonanței de urgență. Vă mai spun, deci fără să aibă loc să se încheie negocierile, guvernul a zis, gata, mă, v-am dat bani. Și ca să vezi cât de bandiți sunt și profesorii au cerut, nu știu, ca să se treacă într-o lege, o șalonare a ei bani și atunci ei au trecut în nota de justificare, care e un fel de apă de ploaie și a zis, ai unul, Dan Cărbunaru, s-a fost și ăsta jurnalist, pe la ceea ce numește presa tefelistă, de USR numește presa alternativă. Nu știți cum e asta? Deci, noi cei care facem presă, facem presă. Da, este presa alternativă. Sunt tot felul de astea, nu știu, de fapt, azi, B9, nu știu, n-am auzit de ei. Un tip, ca să fac o paranteză, un tip, Dragoș Stanca, este un șmecher care lucra pe la Vântu și a devenit acum șef la Brat. Prin intermediul o baie de la pagina de media, el a anunțat, nu știu dacă am pus, uluitor. El a făcut o ligă, fundație. Ce șmecher face o fundație care își propune să atragă publicitate de la marile companii pentru presa cinstită, curată. Deci nu după rating, după tiraj, așa. Adică, înțelegeți, publicitatea e în felul următor. Mă rog, normal, la noi publicitatea fiind controlată de SRI și toate firmele de publicitate fiind în subordinea sistemului, eu, de exemplu, pe Cristoiu Blogru n-am avut odată o propunere de la o firmă de publicitate, nu de... Bă, Cristoiu, am auzit că ai pe acolo un, nu știu, urmăritor, te dăm și noi o publicitate, nu știu, la podul de la Cernavodă. Na. Deci, firmele sunt obligate să dea companiilor unor firme de publicitate. Totuși, firmele acestea de publicitate țin cont și de tiraj de rating. Nu. Dacă eu vând cărnați, nu mă apuc să dau presei care are 3 exemplare sau TVR-ului care are, nu știu, 0,0001 rating. Când, dacă nu se uită nimeni, nu cumpără nimeni cărnați. Dacă se uită 1.000 de ei, se presupune că măcar 10 vor cumpăra. Dacă se uită 100.000, poți să zici că 100, da. E, și atunci a lăsat așa, domnule, gata. Nu se mai dă publicitate după tiraj și după rating, se dă după cât de cinstită e presa respectivă. A enumerat acolo, s-a făcut deja o alianță, în niște site-uri din alea tefelisto-gheboase absolut necunoscute și care, cum va începe o campanie împotriva firmelor de publicitate, bă, firmele de publicitate, ce dați, mă, la televiziuni care au rating și la site-uri care au tiraj, click-uri? Nu!
trebuie să dați tele, site-ului, nu știu, Steaua Ciuntită, Steaua Sus Răsare, care se face într-o garsonieră, nu știu unde, dă niște, cum să zic, pițifelnici care nici nu știu să scrie, da. Sunt curați, sunt cinstiți, chiar dacă nu îi cumpără nimeni și nimeni nu știe de ei. Bun. Deci asta și atunci șmecheria, ca să revin la oile noastre, a învățat în acesta. Au dat această ordonanță de urgență care nu are nicio valoare pentru că pe viitor ei se amnată și că zicea cărbunarul ăsta care avea ceva calea europeană, poteca europeană. Foarte multe site-uri iau paralele la Uniunea Europeană, numește europeană, calea europeană, intrarea europeană, poarta europeană, portița europeană, ușa europeană, este cărbunarul ăsta care se ocupa, au pus purtător de cuvânt și a ținut cel dimineață un discurs în care a spus că trebuie să înceapă școala. Profesorii, pentru că au făcut tot ce au vrut, și a zis, domnule, da, sigur, unii se îndoiesc dintre profesori că nu se vor respecta ălea când viitor, din ordonanță, dar nu se poate, e semnată de patru miniștri. Păi din patru miniștri, domnul Cărbunaru, care mâine pot fi arestați toți. Și eu am arestat și dacă însemna patru miniștri, asta nu înseamnă că guvernul peste 2 ani va îndeplini ce au semnat patru pițifenici acum, pe care, repet, îi vor aresta ăștia de la DNA. Bun. Stimați telespectatori, deci a început o campanie, sunt prin, nu știu ce, o federație, iar de, nu știu, a părinților, că avem Consiliul Elevilor, avem Federația Părinților, avem, pe lângă profesori. Din școală trăiesc niște șmecheri care sunt așa. Federația Părinților, Consiliul nu știu care, internetul prin școală. Tot din ăstea care, vezi, doamne, controlează pe profesor și am început și o campanie. Elevii săraci nu se pot duce, nu își pot încheia mediile cu tare. Și cum e posibil când ei, profesori, au obținut ce și-au dorit? Bă, nu înțelegeți că ei n-au obținut 600 de lei la salariu, că brut 1000 de lei, 600 de lei. Ce au obținut? Nu au obținut nimic. În schimb, polițiștii au fost de ajuns să-și ridice așa cascheta cum au ei, ca să se vadă că le fierbe creierul, că ideea dau din când în când cascheta, polițiștii că se încălzește, ei gândesc intens și ei gândesc ca un godin, ați văzut vreodată un godin, o sobă de tablă. O sobă de tablă când arde intens, se încălzește, se încinge. Și la polițiști, când gândesc ei așa intens, zice, bă, numărul B, D, G, D, bă, uleiul, ce-o fi însemnând asta, da? Îi gândesc că atunci deja capul lor, deci e capul lor, țeasta lor se încinge și transpiră. Și atunci scot șapta. A fost de ajuns să scoată șapta și imediat, Bode a zis, gata, de la întâi toți politiciul decât salariile, toți, toți, toți. Am zis, bine, mă, dar de ce ăia a fost de ajuns să facă și noi facem grevă de atâta timp și nu ni se crește să. Bun. Deci au început. După părerea mea, vor reuși să îngroape această grevă. Domnul Ciolacu a dat dispoziție la toți pesediștii să facă ham, ham la profesori. De ce domnul Ciolacu vrea neapărat să aibă loc rotativă? De ce o să spune? Bă, da, Cristule, ne-ai zis că nu vrea. Păi, doamna ambasador al Statelor Unite ale Americii, și o să vorbesc cu mine seară, a dat un interviu și a spus că în numele Americii actuala coaliție PSD PNL este solidă, a asigurat stabilitatea, a asigurat mai ales transportul cerealelor ucrainene și a fost pentru Zelenski un mare ajutor și deci a pledat pentru continuarea concubinajului.
Marcel Ciolacu ezita pentru că aflase el că Klaus Iohannis are de gând să pună pe altcineva. Acum, el este sigur, după ce pașa de la Washington, păi și că femeie a venit aici, a trimis și a zis, gata, trebuie să fie, deci trebuie să fie rotația. Și acum domnul Ciolacu s-a angajat că nu o face decât când se încheie greva. De-aia PSD-și acum fac ham-ham la cadre didactice. Și televiziunile lor, televiziuni de partid și de stat, mai puțin surprinzător peneliști, dar PSD-și sunt în prima linie. Ei se grăbesc acum, ajungă la Ciolănaș. Stimați telespectatori, probabil că această o parte din cadrele redacției se vor duce la școală, al mulțumite cu ce o zvârta pe care le-a fost dată, altele nu se vor duce, dar vor fi forțate de directori, de secretarii, de partii sau ce-o fi pe acolo, de primari. Și dacă guvernul nu revine și acestor cadre redacție nu li se acordă ceea ce au dorit, este o lovitură cumplită dată învățământului. Pe de o parte, pentru că salariile cât de cât bune asigurau. Care era problema? Problema este că ies la pensie mulți profesori și cei care trebuie să vină nu vin. 2.400 de lei pe lună și acum le mai dă 600. 600, da. Așa, că atâta e mie de lei, deci nu vin. Și atunci, dacă nu oferta, salariul, condiții nu sunt oferte, nu sunt bune, nu vine nimeni. Dacă nu vine nimeni, rămân ciurucul, așa se explică pătrunderea în rândul profesorilor, educatorilor, învățătorilor, a tot felul de ciurucuri. Pentru că dacă nu vine, cum să zic, normal că se duc. Nu vin aia buni, că aia se duc în altă parte și atunci vine cu liceu, fără liceu, cu facultăți, pardon, private. Deci asta va fi o primă lovitură. A doua lovitură va fi faptul că aceste cadre didactice care își luaseră așa un avânt, demnitate, mai văzut, mă, se ține cont de noi, se vor tufli. Vor spune, bă, noi suntem tratați ca ultimii oameni. Adică polițiștii, deci nu se le... Ah, am uitat, la ea nu le-au, când n-au scos șapca. Ea sunt încă o oală, aceasta a polițistului subordonat. Deci, când se încălzește, ați văzut că de când pui capacul pe oală și s-a încălzit, pierde apă, păi zic, tam, 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 așa e șapca lor, de-aia fac ei așa, șapca. Înseamnă că s-au încălzit creierul lor și ca aș precum capacul la oală. Gata, de le-a dat repede, imediat, gata. Cât au cerut, nu contează. Bode. Cum se dea deca aia, e navalist, de unde se dea ea, la profesorul ăla de la Cotroceniu. Mare el treabă, coboară el la nivelul profesor. Deci asta va fi un sentiment cumplit. Eu repet și acum ce am spus. Esența revoluții, îmbunătățiri radicale a învățământului românesc. Nu e nici modernizarea școlii, nici noi școli, nici internet și nici măcar WC-ul în clădire. De profesor. Se confundă la noi profesorul cu cel care dă, nu știu, informații. Nu e adevărat. Profesorul educă și dacă el este profesor de geografie, prezintă astfel geografia încât, nu știu, elevii sunt educați în spiritul credinței că geografia e cea mai importantă. Da. Fiecare lecție de istorie, de literatura română, chiar și de matematică, este o cărămidă la formarea. Formarea. Rolul nu contează. Poate să vină elevul în clasa 1 să știe IT, să poată să fie și hacker. Problema este că învățătorul îl ia și îl educă, îi formează, îl învață să citească, nu, îl învață să învețe, îi așează acest. De asta
o condiție ca să fii candidat este să fii făcut absolvit ceva pedagogie, pentru că poți să fii la profesor universitar, un mare specialist, un foarte bun profesor. Ori, fundamental în învățământ sunt cunoștințele profesorilor, pentru că oricum ele le depășesc pe cele ale elevilor. Și trebuie să fie talentul de educator, grijă. Și atunci, România aceasta educată trebuia să aibă punct central învățător, om. Nu, examenul ăsta. Acolo trebuia să zic, bă, avem nevoie de o școală extraordinară. Până când ne facem noi, pentru că dacă vă uitați în istoria literaturii, mulți mari scriitori n-au învățat cu internet și nici n-au învățat în săli de clase luminoase, dar au avut astfel de profesori, care învățători, care i-au format, este să te formeze. Și cel care formează nu este nici internetul, nici WC-ul, nici baia, nici bucătăria și nici clădirea, baza materială, ci este profesorul. De-aia trebuia să înceapă revoluția în educație cu profesori, să fie, pe de o parte, profesorii foarte bine plătiți, pentru ca să poți apoi, când îl dai afară sau când îl sancționezi, să-l doară. Și când dai afară, 2400 sau câte ai, 2000, 3000 acum, și cer dacă îl dai afară, stai cer să se pregătească, să-i cer să... Deci nu poți să ceri profesorului să fie profesor dacă tu nu-i asiguri condițiile, nici condițiile nu de polițist, unui șofer. Asta. Dar ia ca eu așa cred că sunt mari presiuni asupra lor ca să se să înnebuși această cred, inclusiv presiunea lui Claus Iohannis asupra sistemului, cum pe mine, mă, pe mine, Claus Iohannis să nu mă asculte ea când eu le-am dat, am zis guvernului să le dea acolo. Zic, o chestie așa, să le-a zvârlă așa o bagnotă. Da, mulțumesc. Mulțumesc partea asta. Stimați telespectatori, am vorbit despre Maia Sandu și despre acei amărâți de moldoveni care au făcut o sărbătoare națională din faptul că au venit și la ei niște șefi de stat. Dar m-am înșelat. Dar la fel de provincial sunt și românii, presa. Deci, în România a venit într-o vizită privată regele Charles. Regele Charles a fost până nu de mult ce era acolo. Prințul. Bun. El a devenit rege. În perioada respectivă și-a cumpărat aici multe păduri, sate, cu tare. Bun. Deci are nici o proprietate. Dacă chiar devenind regele, este un foarte bun administrator, foarte bun om de afaceri. Adică averea casei regale a crescut în îndemânarea lui. Și ca orice om de afaceri, ce bă, am și eu acolo niște acareturi în România, trebuie să mă duc să le văd. Sigur că dacă tot trec prin România, nu pot să nu dau mâna cu primarul României, care este președinte. În România, vizita lui, adică trecerea asta lui s-a transformat în ceva, este așa cum creștinii așteaptă a doua înviere, venire, așa. Antena 3 a fost în top. Ea a început așa și o tante de acolo, o coțofană, a zis: sunt mândră că sunt româncă, pentru că ne-a vizitat. Adică avea o conotație din asta ușor erotică. Știți că era și pe vremea sultanului se spunea a vizitat-o, nu că regele. Regele, avionul a intrat în spațiul aerian la României. A, iată ce frumos aterizează avionul. Până acolo s-a ajuns încât
Un domn jurnalist din Liga Mare, cum zicea, el a declarat ce nenorocire că Charles să se treacă prin sectorul 1 care este administrat de Clotil. Mihail Sebastian a scris o piesă. Stau fără nume. Iar pe mine nu m-a dat afară din casă pentru că e o piesă din asta, așa, comedie romantică. În piesa respectivă, care a devenit și multe ecranizări, într-o localitate din asta prăfuită, gen România, coboară Mona, o vedetă, starlet, așa. Mona din Steaua fără nume este Charles, care a coborât, a pus piciorul lui, talpa lui, pantoful lui pe pământul României și biroiul România, care a rămas cu stimați telespectatori, toată viața mea n-am suportat slugărnicia băloasă a provincialului Babuit. Bun. Deci, încă o dată, un personaj din lumea de azi, nu Marcheș, că a murit. Regele Cear, bun, rege. A venit în România într-o vizită privată pentru care niște acaretă. Bun. Nimeni nu spune să-l scuipe sau să nu-i dai atenție. Poți să tratezi asta într-o cheie mondenă, cum a venit, că a venit fără Camila, mă rog, așa vine în România fără. Probabil că nu-i priește soției distinsei regine aer românesc. Și dacă vrei să faci comentariu, puteți să faci comentariu, domnule, cum de s-a, cum, dacă asta influențează capitalul electoral al lui Klaus Iohannis, dacă asta influențează imaginea României în lume, eu aș fi răspuns, n-a influențat nimic. Toată presa engleză a comentat un interviu dat de unul din aia, Tate, unul care a fost arestat pe aici, englez. Presa engleză nu a scris. Adică a scris că se duce în România ca să scape, nu știu, de, să nu se vadă cu Henry, cu fiul său. Da. Bun. Eu n-am zis să nu fi scris, dar puteți să comentezi rece, cu politețe, semnificațiile, dacă vizita aceasta va influența imaginea României în lume, dacă va crește turismul, dacă vor veni mai mulți și vor mulge vaca mai mulți englezi. Da, dar prosternarea asta, Dumnezeule, Digi, concubina lui Digi, concubinul, Antena 3, CNN, aoleu, a venit Charles, toate coțofenele erau, le cădeau penele de emoție, a venit Charles. Bun, dar nu e așa. Și ca să fie, așa ca să înțelegeți noastră, el a, nu știu, el sau Iohannis a dat o recepție. Repet, omul a trecut, trebuia să treacă și pe la Ioan. N-a fost vizit. De fapt, din punct de vedere politic, n-a nicio semnificație. Poate să aibă cel mult turistic. Adică să se ducă vestea că a venit Charles și care pe aici a caretul și să vină și alții din străinătate, dar nu se cumpere ca el. A cumpărat cam mult, între noi fie vorba. Cumpără păduri de avalma, om de afacere. Rege, rege, dar om de afacere, nemilos. Și poți să spui, bă, uite, aflând de englezii că a venit și regele lor, dar putea să vină și până acum și francezii și nemții și vor da năval aici și ei să vadă România, care țară unde Klaus Iohannis, nu unde chiar să are niște care. Nu s-a întâmplat asta, ci s-a transformat totul într-o chestie penibilă din ăsta, din slugărnicii, exact ca în Steaua fără nume. A descins steaua în gara prăfuită numită România. Așa am zis. O boană pe tort a fost cireașa de pe tort, știrea dată de toate televiziunile, de toate site-urile cu repeziciune, și anume că domnul Eduard Helvig,
toată stima, a fost căutat, adică Charles a zis, bă, unde ești? Vreau să dau mâna cu Eduard Helbicu, dacă nu știu ce. Vrea să dea mâna cu un om care, pe care el l-a respectat. Și sigur că asta s-a dat peste, imediat a devenit o știre. O știre a devenit și faptul că Charles s-a întâlnit chiar cu Ciolacu. Dar cu Ciucă de ce nu s-a întâlnit, mă? S-a întâlnit cu Ciucă? Nu știu, dumneavoastră ce zice. Dar cu Aurescu, cu Trabuțel s-a întâlnit? Nu știu, oricum s-a întâlnit cu Ioane și a rămas că s-a întâlnit și cu eventual viitorul ministru, premier. Da. Mulțumesc, stimați telespectatori.